Să fie Domnul nostru. Amin. Fântâna vieții, stânca de viacuri, păstorul nostru, slăvit să fie numele Lui. Amin. Suntem în casa Domnului, iubiți frați și surori, și în seara aceasta, prin harul Domnului, numai El ne-a întărit ființele noastre să ajungem din nou în locul acesta în care noi chemăm numele Domnului, în care îl glorificăm pe El, îl înălțăm pe El și îi slăvim numele. Aș dori, înainte de a face orice lucrare în locul acesta, să ne închinăm lui Dumnezeu și în cuvinte de rugăciune. Și Dumnezeul care privește din ceruri la noi,
Să vadă în ce loc pe pământ, în ziua aceasta, în momentele acestea, se închină oamenii înaintea Lui, va privi spre noi în locul acesta și am dori să și asculte rugăciunile noastre, de laudă, de închinare, de glorificare a numelui Lui. Și apoi în seara aceasta să pregătească pentru fiecare dintre noi și cuvânt, prin oaspeții pe care Dumnezeu i-a trimis în mijlocul bisericii noastre din Statele Unite. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să ne rugăm cu toții, să ne rugăm pentru frații oaspeți care sunt cu noi aici, să ne rugăm pentru noi, pentru lucrarea din seara aceasta și pentru ca numele Domnului să fie înălțat prin tot ce facem aici. Amin. Amin. Iubiți frați și surori, cei ce aveți Biblia la dumneavoastră în seara aceasta, vă rog să le deschideți la cartea Apocalipsa, capitolul 4. Am să dau citire capitolului 4 în întregime. El se găsește la pagina 1208 din Biblie. Cei ce nu aveți Biblia la dumneavoastră, vă rog să urmăriți acest frumos pasaj din Scriptură pe scrinuri. După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel din tâi pe care îl auzisem, ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te aici și îți voi arăta ce are să întâmple după aceste lucruri.” Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de aspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smaragd. La vedere, împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă asemănată, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară.
Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este, care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununii înaintea scaunului de domnie și ziceau: Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin. Vă invit respectos să vă reașezați. Iubiți frați și surori, doresc din toată inima să vă spun și în seara aceasta, la mijloc de săptămână, un bun venit în casa Domnului aici, unde putem să ne înviorăm sufletele ascultând cuvântul Domnului, cântând cântările Sionului, înălțându-L pe Domnul și glorificându-I numele. Cu fiecare ocazie când ne întâlnim aici, avem această ocazie binecuvântată, de aceea doresc și în seara aceasta Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Dumnezeu să binecuvinteze în mod special în seara aceasta oaspeții care avem între noi, așa cum s-a anunțat în ultima vreme, pe cei doi frați păstori din Statele Unite ale Americii, fratele Aurel Micurescu. Numele spune mult despre fratele Aurel, pe fratele Eugen Micurescu îl cunoașteți foarte mulți, din țara de unde noi venim, este vicepreședinte al comunității penticostale Arad. Iar pe fratele păstor Doru Magda, care este din aceeași biserică împreună cu fratele Aurel Micurescu din Biserica Bethesda din Portland, îl cunosc de din Timișoara, dar îl cunosc mai bine de acum 20 de ani când l-am vizitat în Statele Unite ale Americii. Dar când mi-a spus fratele Aurel că vine împreună cu fratele Doru Magda, n-am fost sigur că este dânsul, pentru că mai cunosc un Doru Magda și e tot în Statele Unite ale Americii. Și am zis, cred că nu este el. Însă am avut bucurie să-l întâlnesc astăzi la aeroport, când l-am așteptat împreună cu fratele Aurel și în seara aceasta sunt împreună cu noi în biserica din Perth. Dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dorim să aveți un timp frumos și binecuvântat cu noi aici la Perth și harul Domnului să vă însoțească și să coboare peste noi și peste biserica din Perth atunci când slujiți Domnului și când împreună ne închinăm Domnului în acest loc. Vă spunem din toată inima, bine ați venit și la Perth. Frații sunt la capătul călătoriei în Australia, au călătorit prin Melbourne, Sydney, Brisbane, acum sunt la Perth. Până duminică, adică până luni, de fapt, sunt împreună cu noi aici în Perth. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vă invit acum să cântăm împreună cu grupul de laudă, în timp ce cântăm, ne închinăm Domnului și cu darul nostru de bunăvoie. Apoi invit pe fratele Beni Bădiță să slăvească pe Domnul cântând. După fratele Beni, fratele Cornel slăvește pe Domnul cântând. Apoi familia Trif și în urma acestor trei cântări îl invit pe fratele păstor Aurel Micurescu să vestească cuvântul Domnului de acest frumos și actual pasaj al Scripturii din Cartea Apocalipsă. Și Dumnezeu să-L binecuvinteze și pe Dumnealui, să ne binecuvinteze și pe noi. Și pe toți cei ce în seara aceasta, neavând posibilitatea să vină la casa lui Dumnezeu, ne vor urmări online. Din Perth sau din Australia sau de oriunde de pe glob. Dumnezeu să-I binecuvinteze pe toți. Amin. Thank you.
Doamne, dă-ne înțelepciune și putere și iubire. Doamne, vrem să ascultăm cuvântul Tău. Azi venim în fața Ta, dă-ne, Doamne, harul Tău, să fim vii pentru împărăția Ta. Trezește-ne din nou, Doamne, atinge-ne din nou, peste noi Tu mâna Ta, sopui și lumina Ta să în veșnicii.
Doamne, atinge-ne din nou. Amin. Ai fost, o Domnul meu, cu mine, un rob netremnic și neînsemnat. N-am meritat să-mi faci atâta bine, samaritian milos și minunat. N-am meritat să-mi faci atâta bine, samaritian milos și minunat. Aș vrea să-ți mulțumesc, să cânt, să te slăvesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun că te iubesc. În toată viața mea, aici cât mai trăiesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun că te iubesc. Divină, și pentru pacea ce-o lași pe pământ, pentru că încă vine norul slavei și se aud cântări prin Duhul Sfânt. Pentru că încă vine norul slavei și se aud cântări prin Duhul Sfânt. Aș vrea să-ți mulțumesc, să cânt, să te slăvesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun că te iubesc. În toată viața mea, aici cât mai trăiesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun că te iubesc. Ai fost în ceasul încercării, prieten credincios și neschimbat. Când ai pus mâna în clipele durerii pe fruntea mea și am fost vindecat. Când ai pus mâna în clipele durerii pe fruntea mea și am fost vindecat. Aș vrea să-ți mulțumesc, să cânt, să te slăvesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun că te iubesc. În toată viața mea, aici cât mai trăiesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun că te iubesc. Aș vrea să-ți mulțumesc, să cânt, să te slăvesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun că te iubesc. În toată viața mea, aici cât mai trăiesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun că te iubesc.
bunătatea ta eternă, Doamne Dumnezeul meu. Ea e cea mai dulce pernă de odihnă când mi-e greu. Ea mă scapă de povară când mi-e sufletul apăsat și mă ușurează iarăși ca să alerg mai avântat, ca să alerg mai avântat. Bunătatea ta, bunătatea ta, bunătatea ta. Grabnic să mă pocăiesc, ca să știu adânc ce înseamnă răul care-l săvârșesc. Ea mă îndeamnă spre cruce, spre Iisus ce răstignit, să înțeleg că El aduce pace-n duhul meu trudit, pace-n duhul meu trudit. Bunătatea ta, bunătatea ta, bunătatea ta, bunătatea ta. Ta-mi gătește un prea dulce viitor, căci ea zilnic se înnoiește și când urc și când cobor. Laudă și închinare pentru bunătatea ta îți aduc încă cărare, Doamne, acum și-n viața așa. Bunătatea ta, bunătatea ta, bunătatea ta, bunătatea ta.
iubit întotdeauna și pașii mei îi urmărea. Tu m-ai păzit până acum, deși la locul potrivit nu mă găseai. Când rătăceam fără de țintă noapte, departe de al tău har și fața ta, Iisus iubit, tu m-ai cuprins în brațe. De lângă tine niciodată n-aș mai pleca. Când rătăceam fără de țintă noapte, departe de al tău har și fața ta, Iisus iubit, tu m-ai cuprins în brațe. De lângă tine niciodată n-aș mai pleca. Pierdut eram fără speranță, aproape mort acolo jos. Tu ai venit și mi-ai dat viață, tu împăratul meu cel drag, Iisus Hristos. Când rătăceam fără de țintă noapte, departe de al tău har și fața ta, Iisus iubit, tu m-ai cuprins în brațe. De lângă tine niciodată n-aș mai pleca. Când rătăceam fără de țintă noapte, departe de al tău har și fața ta, Iisus iubit, tu m-ai cuprins în brațe. De lângă tine niciodată n-aș mai pleca. Să-ți răsplătesc nu pot, o Doamne, căci toate ale tale sunt. Dar să îți cânt azi osanale și să îți mulțumesc pe veci, Părinte Sfânt. Când rătăceam fără de țintă noapte, departe de al tău har și fața ta, Iisus iubit, tu m-ai cuprins în brațe. De lângă tine niciodată n-aș mai pleca. Când rătăceam fără de țintă noapte, departe de al tău har și fața ta, Iisus iubit, tu m-ai cuprins în brațe. De lângă tine niciodată n-aș mai pleca.